Pentru românii cu venituri mici care nu și-au deschis până acum un cont bancar de bază de teama unor comisioane. Din 27 ianuarie, cei care câștigă sub 2.497 de lei vor beneficia gratuit de deschiderea, administrarea și închiderea unui cont de plăți, depunerea de bani într-un cont sau retragerea de numerar pe teritoriul Uniunii Europene dintr-un cont de plăți la ghișeu sau la bancomat. ANPC-ul a dat o lege, legea 258/2017, care este transpunerea în România unei directive europene privind comparabilitatea comisioanelor și accesul la un cont de plăți de bază. Aceasta presupune ca din ianuarie 2018, de pe 27 ianuarie, să avem acces la un cont cu servicii de plăți de bază la orice bancă. Practic, operațiunile de deschidere, închiderea unui cont de plăți de bază și retragere numerar de la ghișeu sau bancomat, atât în țară cât și în străinătate, vor fi gratuite. În plus, consumatorii vulnerabili, deci cei care au salariul brut sub 2.497 de lei pentru anul acesta, să poată să aibă și administrarea contului gratuită și încă 10 tranzacții, comisioane, primele 10 dintr-o lună, gratuite. Adică pentru un, să zicem, direct debit sau plăți online, toate acestea vor trebui să fie gratuite pentru consumatorii vulnerabili. Trebuie să spunem că astăzi în piață opțiunea de a beneficia de servicii de bază există la majoritatea băncilor mari în mod gratuit. Cu alte cuvinte, un cont simplu, retragerile la bancomatele acelei bănci sunt gratuite. Ceea ce astăzi se întâmplă este că o persoană cu venituri reduse poate veni, poate opta pentru acest pachet și în același timp tarifele care se aplică pentru alte operațiuni, deși de obicei operațiunile sunt foarte simple, interogare și retrageri de bani de la bancomat, sunt comisionate la un nivel rezonabil. Administrarea de cont curent este însă la majoritatea băncilor undeva la 5 lei pe lună. Iar retragerea de numerar, de exemplu, de la bancomat, dacă se face la bancomatul unde ai cardul, în general este 0,2% din suma retrasă. Dacă te duci la un alt bancomat decât banca care ți-a emis cardul, este 0,51% din suma retrasă și plus o sumă minimă la majoritatea băncilor. Ca să poți beneficia de prevederile legii, trebuie însă să-ți închizi conturile pe care le aveai deschise înainte la alte instituții bancare. Sunt însă câteva lucruri neclare. Vom vedea acum însă cum se va pune în aplicare, cum verifică băncile să nu ai în altă parte deschis un cont de plăți de bază, un cont curent. De asemenea, legea spune că accesul la acest cont de plăți cu servicii de bază este pentru cel care nu are deschis deja un cont sau căruia i s-a notificat închiderea contului. Directiva, din punctul nostru de vedere, ajută, mai ales în România, la integrare și la intermediere financiară. De ce? Pentru că astăzi România are încă 40% din populație nebancarizată. Dacă ne uităm în jur, în Bulgaria sau în Ungaria, țări vecine și oarecum asemănătoare, oamenii folosesc serviciile bancare în proporție de 90%. Dacă băncile nu vor respecta prevederile legii și vor percepe comisioane pentru serviciile gratuite, acestea riscă amenzi între 10.000 și 50.000 de lei.